Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, se află într-o vizită oficială la Chișinău. A avut întrevederi deja cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, iar mâine va participa împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la festivitățile dedicate celor trei decenii de independență a Republicii Moldova. Detaliem acestea, dar și alte subiecte în această seară împreună cu Vlad Lupan, fost reprezentant permanent al Republicii Moldova la ONU, ambasador, bună seara! Și profesor la Universitatea Fairleigh Dickinson din Statele Unite. Vă mulțumesc foarte mult pentru această precizare, actuala funcție pe care o aveți dumneavoastră peste ocean. Lector special, da. Da. În platoul TVR Moldova este prezent și deputatul PAS Lilian Carp, președintea Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională și ordine publică. Bună seara! Bună seara! Domnilor, vă propun inițial să urmărim un scurt reportaj. Mai exact vorbesc despre declarațiile pe care le-a făcut astăzi Andrzej Duda și Maia Sandu, după care revenim și continuăm discuțiile. Andrzej Duda, sosit la Chișinău la prânz și la președinție, a fost întâmpinat de orchestra prezidențială. Ulterior, președintele Maia Sandu și omologul ei polonez au susținut o conferință comună de presă. Maia Sandu a subliniat că experiența de dezvoltare a Poloniei este un exemplu extrem de util pentru Republica Moldova, care a ales calea europeană. Intensificarea contactelor dintre țările noastre este un semn bun, un semn că relațiile dintre Moldova și Polonia sunt în ascensiune. E un lucru îmbucurător pentru noi și pentru cetățeni. Apreciem susținerea fermă a Poloniei pentru aspirațiile europene ale țării noastre. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a dat asigurări că va depune efort pentru ca Republica Moldova să devină nu doar partener, ci și membru al inițiativei celor trei mări. E vorba de o platformă regională menită să consolideze conexiunile de infrastructură și potențialul economic al țărilor din regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică. Am dorit ca Polonia să fie și mai puternică, ca statul să funcționeze și mai eficient, dar pot să spun cu îndrăzneală, cu toată certitudinea, că polonezilor li se trăiește mai bine, asta e, statul este mai puternic și multe domenii din economia noastră funcționează bine și din viața noastră politică și socială. De aceea am oferit astăzi, domnului președinte, și înainte am promis în Varșovia toată deschiderea în ceea ce privește acordarea domnului președinte și guvernului a asistenței în reformele care trebuie să fie efectuate aici în Republica Moldova. Mâine, la aniversarea celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, alături de Maia Sandu, vor participa președinții României, Poloniei și Ucrainei. Am revenit. Așadar, domnilor, avem trei vizite foarte importante la Chișinău, în contextul în care se împlinesc 30 de ani din momentul în care Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică pe 27 august 1991. Pentru început, domnule Lupan, ce reprezintă aceste trei vizite ale celor trei șefi de stat în Republica Moldova? Pentru că nu vorbim doar despre o conotație simbolică. Ce mesaj vin să transmită prin prezența lor la Chișinău în această zi, evident, foarte importantă, cu o încărcătură simbolică foarte mare? 30 de ani de la Puci, care a deschis calea spre independența Republicii Moldova, a grăbit-o, mai bine zis. Este una din semnificații care ne privește în primul rând pe noi. Pe de altă parte, încă în 2009 am fost rugat să contribuim împreună cu un grup de experți la scrierea programului de politică externă a Guvernului Republicii Moldova. Atunci, pentru prima dată, am scris următoarele. Avem doar doi vecini. Republica Moldova are doar doi vecini. România pe de o parte și Ucraina de cealaltă parte. Iată, noi acum vedem întoarcerea acestui element. Faptul că noi avem doar doi vecini este reflectat acum de faptul că acești doi vecini, tot așa cum noi îi vedem pe ei vecini importanți, relevanți și parteneri importanți dezvoltare, cooperare. Dezvoltare, cooperare, ba chiar și din punct de vedere economic, pentru că, de exemplu, România este unul din principalii parteneri economici ai Republicii Moldova,
Iată, tocmai acești vecini vin la noi, pe de o parte, pe de altă parte, să nu uităm, de asemenea, pentru noi, relația cu România tradițională a fost o relație extraordinar de importantă, avem un avocat important în Uniunea Europeană, în cazul României, iar în cazul Ucrainei, care a trecut printr-o perioadă de la o atitudine relativ rece până la o situație în care a repetat performanța Republicii Moldova de a avea, nu unul, dar două probleme teritoriale, conflicte și războaie. Provocate de Federația Rusă. Deci ei acum au ajuns într-aceeași situație. Dacă anterior ei chiar au parțial au susținut separatismul transnistrian și la un moment dat experții noștri vorbeau despre faptul că aveau politica mărului copt, Oazul Nantoi spunea lucrul ăsta foarte corect. Acum, așa cum spunem noi deseori, Dumnezeu nu bate cu bâta, din păcate, ei au pățit același lucru, așa cum spuneam noi lor. În aceste circumstanțe, Ucraina a învățat o lecție, dură și a învățat că sprijinul pe care ei trebuie să le ofere partenerilor săi, cum ar fi Republica Moldova, este important. Respectiv, vedem aceste două state venind în Republica Moldova, acum cu ocazia independenței, să nu uităm, această vizită de asemenea vine imediat după lansarea platformei Crimea în Kiev, unde președintele Republicii Moldova a fost prezentă, de asemenea a sprijinit Ucraina în sensul integrității teritoriale și suveranității sale, dar și cu ocazia independenței Ucrainei. Deci este un fel de reciprocitate. Pornind de la ideea că avem doi vecini, vedem că această relație funcționează, vedem că aceste legături într-adevăr sunt reflectate prin intermediul acestei vizite, este un mesaj de sprijin, este un mesaj de sprijin important, în special acum pentru guvernul nou, care a apărut în urma alegerilor din acest an. În ce privește Polonia, aici este în primul rând elementul Uniunii Europene. Polonia a lansat împreună cu Suede, de fapt, parteneriatul estic. Este un mesaj în continuare a Poloniei de concentrare pe parteneriatul estic. Pe de o parte, pe de altă parte, este un alt mesaj prin care Polonia în permanență a sprijinit Ucraina, pe de o parte, în cazul dat, în contextul internațional, în contextul regional, domnul președinte a menționat inițiativa celor trei mări. Discutăm neapărat. Deci, ei se află aici tocmai din perspectiva acestui fapt, în sprijinul, inițiativele sale, sprijinul, dar și inclusiv economia despre care deja am menționat, pentru că și Polonia pentru noi este importantă, membru a Uniunii Europene. Dacă nu greșesc, spunea președintele Maia Sandu, Polonia este lider la capitolul importului de vinuri din Republica Moldova. Deci un segment care cu siguranță are foarte mult spațiu de dezvoltare în continuare, da, de creștere. Da. Dar absolut. Este interesant și faptul că președintele României Klaus Iohannis este prezent la Chișinău a doua oară din momentul alegerii în funcție a Maia Sandu, în funcție de președinte. Bine, așa cum am vorbit, este absolut natural. Noi deja am discutat motivele pentru care asta se întâmplă, legăturile tradiționale din culturale, etnice, lingvistice, comune, identice dintre Republica Moldova și România sunt acum în deschidere. Există posibilitatea unei cooperări normale, fără tensiune, fără necesitatea de a avea dialoguri care să fie clădite într-o manieră extraordinar de delicată. Se poate vorbi deschis. Bucureștiul și Chișinău poate vorbi deschis, poate vorbi în regim de cooperare, dar și în regim de rezultate. Așa este. Deci, în asemenea circunstanțe, așa cum am spus, acești multipli factori duc la o asemenea reacție. Era natural, în opinia mea, dacă vin mai mulți președinți, dacă vin cel puțin doi președinți, atunci eu m-aș fi așteptat să vină președinții Ucrainei și României în statul vecin, da, Republica Moldova. Comparativ cu perioadele precedente, guvernările precedente, aceste vizite, domnule Karp, demonstrează că la Chișinău, în sfârșit, Uniunea Europeană, vecinii Republicii Moldova, partenerii noștri de dezvoltare, au un partener credibil, un partener cu care se poate discuta sincer, deschis, la subiect.
Uniunea Europeană niciodată nu a abandonat ideea că Republica Moldova trebuie modernizată și democratizată. Noi, problema a fost din Republica Moldova, mai degrabă, prin anumiți actori politici care au încercat să concentreze puterea politică în mâinile sale prin interese personale și grupuri oligarhice. Deci asta am asistat noi în ultimii ani. Noi, practic, dacă vă aduceți aminte, odată cu instaurarea, așa să spunem, la guvernare, după căderea regimului comunist a Alianțelor pentru Integrare Europeană, în primii 3 ani de zile, am avut o deschidere foarte mare din partea partenerilor europeni. Dacă nu s-ar fi dedicat unei hoții și corupții, eu sunt sigur că Republica Moldova, deci astăzi, în condițiile în care Uniunea Europeană discută despre posibilitatea aderării unor noi membri în cadrul Uniunii Europene, Republica Moldova ar fi fost un candidat care ar fi avut șanse. Dar, din păcate, am avut oligarhi care au preluat puterea politică după renumita pădure domnească și alte multe acțiuni, iar în 2015-2016 reglări de conturi care au fost între anumite grupări politice și concentrarea puterii politice în mâinile unei persoane. Apoi am văzut după plecarea sau fugă oligarhului Plahotniuc și în acea perioadă, adică cât a guvernat, am avut o răceală în relațiile cu Uniunea Europeană. Apoi a venit Dodon cu viziunile sale pro-Rusie și într-un fel izolarea Republicii Moldova în relațiile politice internaționale și nu a scăpat niciodată ocazia de a arunca cu săgeți împotriva partenerilor europeni. Doar renumitul discurs de la ONU pe care l-a avut, așa, fiind de fapt avocatul politic pe arena internațională a Federației Ruse, mai puțin a Republicii Moldova, că nu înțelege nimeni care de fapt este statutul său. Este președinte Republicii Moldova sau este ambasadorul Rusiei în Republica Moldova. Și aici asta a fost o mare problemă. Dar partenerii noștri niciodată nu au încetat să spună că ei doresc ca Republica Moldova să fie alături de ei. Acum, dacă vorbim din punct de vedere politic și logic, de ce se află în Republica Moldova 3 președinți, vorbim în primul rând vecinii noștri, Ucraina, România și Polonia, să ne uităm că Republica Moldova, cât și Ucraina, practic, se află în aceeași situație astăzi. Ucraina, spre deosebire de noi, mai târziu s-a ciocnit cu problemele ce privește integritatea teritoriale. În 2014. Da. Și, din contra, atunci am avut o perioadă în care, dacă am fi avut susținerea, poate problema transnistreană astăzi nu exista. Dar vorba populară, tot pățâtul e priceput, nu? Așa și Ucraina acum a înțeles că, de fapt, trebuie avut o altă abordare dacă dorește să-și modernizeze țara. Și, de fapt, avem România, care este un avocat bun pentru Republica Moldova în cadrul forumurilor europene, precum și Ucraina are un avocat bun în persoana Poloniei, să spunem, în instituțiile deci europene. De fapt, vedem o situație geopolitică creată zonală în care avem doi parteneri care doresc sau au rolul de tuturie ca aceste două țări să poată să reușească în reformele pe care își le propun la nivel local. Dumneavoastră sunteți reprezentant și partea guvernării. Ați pomenit de perioada 2010, când am avut o deschidere foarte mare din partea partenerilor noștri, din partea Occidentului în general. Doar că am călcat strâmb, așa cum am mai făcut-o de-a lungul celor 3 decenii de independență. Dumneavoastră, aveți siguranța că în continuare nu se vor comite greșeli, astfel încât să ratăm aceste ferestre de oportunitate, uși deschise larg pentru Republica Moldova? Sunt două probleme mari care poate să deraieze, datorită cărora poate să deraieze Republica Moldova în relațiile internaționale. Prima este reforma în justiție și doi este corupția. Aceste două lucruri, deci câte legi noi vota, câte declarații de dragoste noi face sau dacă nu vom întreprinde acțiuni în aceste două direcții, reforma în domeniul justiției și nimănui nu este secret că noi avem astăzi marea majoritatea reprezentanților clanurilor oligarhice și mafiotice care au fugit din Republica Moldova. Au mai rămas câteva capete aici, dar și ăștia din informația în care avem un procuror cu verticalitate pleacă. De aceea noi ne dorim ca
să avem un sistem de justiție care să nu deschidă porțile, să dea drumul liber celor care au furat și au jefuit acest stat, să fugă în toate patru părți ale lumii. Și a doilea, deci cum spuneam, este corupția. Dacă avem o justiție, nu va exista corupție, fiindcă nu va ajunge niciun ban în modernizarea acestui stat, dacă nu va exista, deci propriu zis, justiție care să oprească corupția. Sigur, sunt și alte reforme care trebuie făcute la nivel local, dar astea sunt principalele două direcții. Domnule Lupan, ce greșeli trebuie să evite actuala guvernare, învățând sau având în vedere precedentele guvernări ale Republicii Moldova, astfel încât să nu ne pomenim iarăși izolați la nivel internațional, să nu ne pomenim iarăși cu oportunități ratate, astfel încât să nu știm ce ne așteaptă în viitor? În primul rând, noi suntem într-o situație diferită acum decât anterior. Anterior erau guvernări diferite, prin faptul că erau guvernări de coaliție. În momentul în care guvernarea de coaliție, este nevoie să negociezi în interiorul coaliției. Problema care a existat în perioada respectivă a fost negocieri pe o serie de posturi în loc de criterii. Această problemă nu există acum pentru guvernul PAS. Astfel, ei au toată posibilitatea să meargă pe o serie de priorități. Am fost funcționar internațional în 3 operațiuni de menținere a păcii și am fost și ambasador la ONU și acolo am vorbit despre un lucru foarte important. Este un lucru pe care îl vede în permanență comunitatea internațională în țările de tranziție și vorbește despre acest lucru. Nouă ne lipsește, noi putem vorbi frumos, nouă ne lipsește implementarea. Deci asta este primul lucru pe care ar trebui să... Evident, da, pentru că dacă te pornești la implementare, trebuie să ai un plan de implementare. Bine, nu este nevoie doar să ai planuri, pentru că asta era diferența față de anterioarele guvernări. La un moment dat aveam atâtea strategii că puteam să învățăm pe alții cum să le scrie, însă nu se ajungea până la implementare. Deci primul lucru despre care trebuie să vorbim în Republica Moldova pentru a vedea un succes este ca guvernarea să aibă un plan de implementare și al doilea lucru este planul de implementare trebuie să corespundă criteriilor democratice. Dacă vrem să mergem pe formula, dacă am fi vrut să mergem pe formula rusească, unde regulile se schimbă de la o zi la alta, pentru că șeful azi a crezut că așa e bine, iar mâine altfel, probabil nu puteam să vorbim despre o stabilitate în viitor a Republicii Moldova. Alternativa existentă pe care am văzut-o noi este în partea cealaltă a Uniunii Europene, unde există o anumită stabilitate. Nu există sisteme ideale în lume, exact. Dar o anumită stabilitate există în cadrul Uniunii Europene. Ea se bazează pe statul de drept, respectarea drepturilor omului, sistemul de drept în care există garanții că tot ce faci va fi făcut în conformitate cu lege, fără corupție și fără alte probleme care există în asemenea circumstanțe. Domnul Car foarte corect a spus că prioritățile numărul 1 și 2 ar trebui să fie tocmai asta, statul de drept și anticorupția. Deci trebuie dedus implementarea, în primul rând, pe aceste domenii, să te asiguri că justiția devine ultima redută de apărare în cazul în care ceva merge incorrect. Deci un investitor străin care ar veni în Republica Moldova să știe că poate să adreseze în justiție și nu trebuie să plătească mită. Și atunci dacă știi că poți să plătești mită, atunci niciun fel de justiție nu mai este. Din perspectiva asta, implementarea reformelor în domeniul justiției este un lucru important. Cuvântul implementare fiind aici cuvântul cheie. Al doilea fiind faptul nu doar să ai plan, dar să ai un plan care să corespundă într-adevăr criteriilor democratice. Poți să faci reforme, poți să faci reforme dure, poți să faci reforme de șoc, dar până la urmă trebuie să alegi dacă vrei să faci aceste reforme în conformitate cu regulile unui club cum este Uniunea Europeană, vrei să devii membru a Uniunii Europene, poartă-te ca Uniunea Europeană. Încearcă să construiești societatea, încearcă să deprinzi pe oameni că lucrurile vor merge în direcția bună astfel. Dar societatea în Republica Moldova
a învățat să gândească europenește, este pregătită societatea să reziste inclusiv sau să accepte unele reforme care cu siguranță vor da roade peste ani, dar care la moment sunt dureroase? Și aici e o problemă. Este o problemă. O parte din populația Republicii Moldova, înconjurată cu o serie de studii, nu era în poziția să respingă totalmente ideea de a plăti pe sub masă niște bani la un doctor sau la un profesor. În același timp, lumea se jeluie. Tocmai de asta se jeluie, dar când vine momentul potrivit, oamenii ar fi gata totuși să dea acești bani. Ceea ce vedem noi totuși în societatea Republicii Moldova este o tranziție. La noi lumea deseori vrea lucrurile să schimbe peste noapte. Au avut loc alegeri, deci mâine trebuie să fie totul ok. Am început studiile mele încă pe timpul RSS, la Universitatea de Stat din Moldova, am văzut toate alegerile împreună cu toți ceilalți, cu telespectatorii noștri. Am trecut tot prin asta. Lucrurile s-au schimbat cu mare greu, dar până la urmă, dacă ne amintim de perioada anilor 90 și acum, există o schimbare. Ea este înceată, lumea vrea mai repede, este de înțeles. Însă, pe de altă parte, Germania nu s-a făcut Germania decât într-o perioadă foarte lungă de timp. Eu și uneori... astăzi chiar există unele diferențe între Germania, fosta Germania de est și cea de vest. Da, pentru că nu au adus-o la același nivel încă. Deci eu uneori glumesc că nemții au avut nevoie de 300 de ani să ajungă la nivelul în care este. Bine, Singapore, de exemplu, a avut nevoie de mai puțin. Deci e nevoie de timp, dar oamenii trebuie să creadă în tine ca lider politic, ca partide politice, ei trebuie să aibă încredere, dar încrederea se construiește pe fapte. Iar schimbările trebuie susținute, încurajate, iar atunci când se greșește, evident, trebuie de spus lucrurile pe nume. Corect. Deci este un lucru important, chiar mă bucur că ați menționat. Deci să fie clar că atunci când există critică vis-a-vis de guvernare, asta nu înseamnă sfârșitul lumii. În ultima vreme am observat că orice fel de critică este întâmpinată în furci, efectiv. E ok să... Toate guvernările au trecut, în mod particular, de la bun început, au trecut prin perioade de critică, chiar de la bun început. Motivul era foarte simplu. Critica însemna îndreptați-vă eforturile un pic altfel, în direcția asta. E bine dacă guvernarea ascultă critica și selectează o critică logică, că este tot felul de critică. Noi toți sunt specialiști, astăzi, în mod particular, experții de Facebook, cunosc absolut tot, în toate domeniile. Da, critica nu strică ideea unui frumuseți, dar arată greșelile pe care... Important este să selectăm, important este să selectăm critica constructivă din cea destructivă. Bazată pe argumente. Da. Așa este. Domnule Carp, spunea domnul Lupan că Republica Moldova, și pe bună dreptate, a avut foarte multe strategii, planuri de acțiuni, care, din păcate, au rămas doar pe hârtie. Ne lipsește aplicarea lor cu bună credință. Iarăși un element foarte important. Aplicarea legilor, strategiilor cu bună credință. Ceea ce a cam lipsit în ultimii ani. Dar avem noi oameni suficienți? Și aici mă refer la actuala guvernare. Actuala putere poate racola suficienți oameni profesioniști gata să pună umărul la schimbare? Sau totuși e o problemă aici? Pentru că schimbarea poate fi dusă până la capăt doar dacă în ea se implică oameni profesioniști, integri, care nu au nimic în comun cu cei pe care ați menționat, cei care au fugit din Republica Moldova de teama unei justiții corecte. Da. Noi trebuie să pornim de la premiza că schimbările calitative se fac atent. Numirile în funcție, vedeți, că au loc foarte greu, chiar la nivel de secretar de stat. De ce? Pentru că fiecare persoană care este aleasă pentru această funcție este foarte bine verificată, fiindcă noi ne putem trezi în situația în care avem unul care scrie foarte bine, da, strategii, dar are un trecut sau anumite apucături din care te îngrozește și te crucești când le afli. De aceea, numirea va fi una calitativă. Știu că pe unele domenii sunt anumite critici, dar
dar eu o să fac trimitere, legislația nu prevede numire directă, așa cum încearcă unii să arunce diferite pietre peste Ministerul Afacerilor Interne, dar legislația spune foarte clar că atunci când cineva pleacă din funcție, poate supleni funcția vacantă pe interimatul doar din interiorul acelei instituții și pentru a numi pe altcineva și a organiza concurs este nevoie de timp. Aceea lumea trebuie să înțeleagă că sunt doar numiri pentru temporare. Și eu am siguranța că doamna Revencu va face față și va numi persoane care cu adevărat vor face reforma în domeniul Ministerului Afacerilor Interne. Dar asta așa am făcut doar o trimitere, dar să știți că da, va dura ceva timp pentru a racola oameni în funcții. Și o să vedeți că o bună parte sunt fie veniți din diaspora, fie nu sunt membri de partid. Încă o dată reiterez, deci important este profesionalismul și buna intenție, deci a persoanei care va fi numită, deci în funcție. Pentru că noi nu mai avem timp să ne jucăm în Republica Moldova de a guvernarea cu oamenii noștri. Da, că dacă o să mergem după principiu că merg doar oamenii noștri, da, și doar cei care sunt din echipă, ne putem trezi că sunt oameni buni, dar încă nu au pregătirea necesară pentru prima funcție. Da, ei sunt pentru funcția a doua, a treilea, da, rând, care au nevoie de timp pentru a fi în o anumită funcție și să crească treptat în 3-4 ani de zile pentru a veni în funcțiile de cheie. De aceea noi foarte greu, vedeți că în anumite funcții foarte greu alegem anumite persoane, facem selecția necesară, dar vă spun că va fi una calitativă. Sunt oameni, sigur că sunt. Pe de altă parte, avem multă lume care sunt în instituții internaționale, care au salarii foarte mari, de la 10-15 mii de euro. Și atunci tu când îi spui că ai 14 mii de lei, pentru el cumva este ridicol pentru a veni într-o funcție dată. Dar mulți din ei sunt gata să facă parte din consilii de administrare, fie chiar și gratuit, pentru a putea experiența lor, sau prin experiența lor să dea o calitate actului de guvernare sau gestionare unor întreprinderi de stat care sunt. Și o să vedeți într-un viitor apropiat oameni care gestionează sau sunt în consilii de administrare în anumite companii internaționale, vor fi și în consilii de administrare aici în companiile noastre de stat pentru a putea face. De aceea, eu sunt convins că sunt oameni, deci oamenii trebuie motivați. Multă lume nu crede că pot fi selectați pe criterii profesionale, fiindcă întotdeauna, la bază, Republica Moldova s-a luat, deci în primul rând, dacă ești loial, știi, loialismul, uneori chiar dacă s-a făcut sau s-a depășit anumite limite, deci vedeți că mi s-a dat o feudă și trebuie în bază, uite, eu conduc o feudă dată, pe altcineva numesc mai jos și el este cumva, îmi este dator că l-am pus în funcție în feudă dată și, deci, un fel de feudalism politic pe care, dacă vreți, l-am avut aici în Republica Moldova. Noi trebuie să dezrădăcinăm acest lucru, da? Și lumea să înțeleagă că eu pot ajunge într-o funcție dacă am suficientă pregătire. Da? Și vin în funcție, nu de dragul venitului în funcție, dar vin să schimb anumite lucruri. Și sunt convins că anumite reforme pe care noi să le reușim, o să vedeți în viitor apropiat, o să las, ca să nu deschid prea multe paranteze, dar o să vedeți săptămâna viitoare, o să anunțăm anumite proiecte de legi pe care niște promisiuni le-am făcut în campania electorală și referitor și la imunitate și la multe, multe alte lucruri, dar adică o să vedeți. O să vedeți. Te rămâne fără imunitate, o să vedeți săptămâna. Eu am să las. Deci noi am declarat acest lucru și în campania electorală. Nu trebuie să-l așteptăm peste un ogul. Ce folos că am ridicat imunitatea la vreo 3 deputați și apoi și-a cerut scuze. Vezi, Doamne, iertată-mi fie păcatul că v-am ridicat imunitatea. Deci nu asta este cel mai important. Dar noi, pentru că cumva anumite facilități pe care le au anumite persoane în funcție, nu trebuie să fie. Noi trebuie să dispară acest lucru, fiindcă oamenii trebuie să aibă încredere că toți sunt la fel, iar în funcția în care se află, omul vine să schimbe anumite lucruri. De aceea este nevoie de timp, nu mult, dar este nevoie de câteva luni bune ca să punem anumite lucruri în practică, inclusiv și reforma în pensii, care repede noi ne dorim până la data din 1 octombrie să reușim cu reforma în pensii, care este nu văzută pentru un an de zile, doar reforma în pensii, o să vedeți că este propusă pentru următoarele 10 ani va de zile. Va fi majorată treptat și va fi majorată în, deci eu vorbesc de suma care o să fie majorată în fiecare, deci treptat anual, deci nu va fi o pensie fixă, va depinde foarte mult și de minimul de existență, dar și multe alte elemente pe care o să lăsăm pe domnul ministru muncii și ca el să spună public cum va fi acest mecanism. Da, e un subiect aparte pentru o altă emisiune, dar anunța domnul Carp că una dintre
unul dintre obiectivele actuale guvernări este curățarea justiției, da, să se facă în sfârșit ordine în acest domeniu. Dar asistăm cu toții în aceste zile, în această perioadă, la o luptă foarte crâncenă în jurul Procuraturii Generale, în jurul funcției de procuror general. Parlamentul a votat în două lecturi, da, modificări la legea Procuraturii, procurorul a sesizat sau cel puțin urmează să sesizeze Comisia de la Veneția, a sesizat Curtea Constituțională. Deci e un război total pe acest segment. Reșind din schimbările care s-au produs pe 11 iulie, reșind din așteptările oamenilor, dar și din rezultatele, bune sau rele, nu știu, nu le dau eu calificative, ale procuraturii în general, credeți că procurorul merită să rămână în această funcție sau trebuie totuși să plece din funcție cu fruntea ridicată și să lasă locul altui om care poate ar face mai multe lucruri bune în procuratură? Eu am avut ocazia să lucrez cu domnul Stoianoglu în aceeași comisie, Securitate Națională, în cadrul căreia dumnealui a fost președinte. În perioada respectivă, dumnealui s-a demonstrat ca un jurist care se concentra, lucra foarte bine pe domeniu. Contradicțiile actuale dintre guvernare și procuratură pornesc de la o serie de probleme pe care noi nu cunoaștem toate datele, referitor la Platon. Legătura procurorului eventuală cu Platon. Știți chiar și activitatea lui Platon. Dumneavoastră cunoașteți toate detaliile ce a făcut Platon în Republica Moldova. Eu vorbeam încă în calitatea mea de membru a comisiei despre preluarea de tip raider a unor active din domeniul energetic a Republicii Moldova și sugeram că există o asemenea persoană. Asta era aproape 10 ani în urmă, poate mai mult. Deci, sunt o serie de lucruri care se întâmplă în Republica Moldova. Lucrurile astea trebuie să fie clarificate. Cine poate clarifica lucrurile astea? Ok, poliția și procuratura, în primul rând, pentru că trebuie să fie colectate datele, procuratura trebuie să afle detaliile. Dacă nu vedem, este un proces, dar procesele astea nu pot dura la nesfârșit. Altfel vom avea un 7 aprilie repetat, în care la un moment dat vom avea comisii și vorba occidentalilor, dacă vrei să nu rezolve o problemă, creează o comisie. Lucrurile astea trebuie să fie soluționate. Trebuie să existe o anumită reacție publică a procuraturii inclusiv. Uite, noi investigăm, suntem la etapa următoare. Poate asemenea lucruri trebuie să fie discutate dintre procuratură, luând în considerație impactul furtul miliardului, impactul asupra întregii populații. Lucrurile astea trebuie să fie discutate nu doar între procuratură, cu publicul, mod cert și definitiv. Prioritatea nu trebuie să fie discuția cu publicul, trebuie să fie discutate cu organele competente din Republica Moldova. Asta nu înseamnă că procuratura ar trebui să fie totalmente dependentă de altcineva. Procuratura trebuie să-și păstreze independența, dar în același timp procuratura trebuie să, cum spune englezul, deliver. Da? Deci, dar nu vedem să livreze. Acest dosar al furtului miliardului, nu vedem niciun rezultat. Deci trebuie să fie livrare a unor rezultate. Deci, de momentul actual, noi nu avem suficientă informație de bază, publicul cel puțin nu are o informație suficientă de bază, cunoaștem că tot timpul se spune că, păi, este investigație, continuăm, nu puteam spune asta în public, pentru că vom prejudicia investigația. Da. Fraza asta este cunoscută. Da, de 7 ani de zile. Problema este că, da, continuă prea de mult și deja creează impresia că s-a trecut pe altă direcție. Cu totul alte motivații există. Asta vedem acum. Noi asta vedem acum. Vedem această lipsă de încredere pe ambele direcții. În asemenea circumstanțe, pentru a totuși menține ceea ce spuneam eu, reformele într-o cheie europeană, eu cred că o discuție directă dintre, de exemplu, guvern, președintele Republicii Moldova și procurorul general, nu una publică, cu siguranță
ar fi putut avea loc și eventual procurorul ar trebui să gândească dacă este momentul, pur și simplu, din punct de vedere onorabil, să-și dea demisia. Este o opțiune pentru el. Presupun că nu vrea să plece... A spus-o foarte clar. Domnia sa nu demisionează. Da. El nu vrea, probabil, să plece, înțeleg. Adică în momentul în care el ar avea impresia că pleacă fiind murdărit într-o anumită măsură politic, omul pur și simplu a încercat să meargă pe formula inversă. S-a încăpățânat să nu plece. Da? Deci asta este situația. Ar fi fost bine dacă totuși o asemenea discuție ar fi avut loc dintre aceste trei elemente. Ar fi fost bine dacă această discuție s-ar fi terminat în felul ăsta. Acum trebuie de gândit dacă guvernarea, într-adevăr, ce fel de formule ar avea guvernarea pentru soluționarea problemei respective, dar într-o manieră care să fie legală și să nu încalce prevederile constituționale, care evident vor fi verificate până la urmă de la Comisia de la Veneția. Nu, știți, înțeleg necesitatea de a face reforme, înțeleg necesitatea de a tăia în carne vie, dar în același timp nu vreau să Republica Moldova să se transforme din nou într-o țară în care aceste tăieri în carne vie se devine normă. O normă în care, da, noi vrem o justiție nouă și din cauza asta o să încălcăm un pic justiția pentru ca să o facem bună. Uneori e necesar de tăiat în carne vie, dar lucrurile astea trebuie să fie făcute într-o manieră deșteaptă. Eu sper că asemenea idei există, cel puțin asta este speranța mea, pentru că asta eu vreau să văd în viitorul Republicii Moldova. Eu nu sunt membru de partid, nu am partizanat politic. Vrem să vedem cu toții, da? Altceva decât am văzut până acum. Eu sunt cetățean al Republicii Moldova, aici locuiește familia mea. Eu vreau să văd un viitor în țara asta în care, un viitor predictibil, un viitor bun. Pentru ca să am acest viitor bun, eu aș fi vrut ca țara mea să dezvolte pe modelul european. Dacă noi începem să jucăm pe modelul european, dar știți, un pic așa, pe alături, asta o să fie precedent. Deci, trebuie să fie găsite formule de a tăia în carne vie, dar aceste formule trebuie să fie făcute într-așa manieră încât să ne menținem pe cursul normal de viață, acolo unde vrem să mergem spre mai bine. Lumea noastră de obicei percepe lucrurile așa. Acum tăiem și pe urmă facem. Tot ok. De obicei, în procesele de guvernare pe care noi, așa cum le-am discutat astăzi, le-am văzut de multe ori, începi să tai, nu poți să te oprești. Așa este, da. Domnule Carp, actuala guvernare va tăia în carne vie cu respectarea cadrului legal? Bun, procurorul general, să spunem direct, va pleca sau nu? Deci noi, în primul rând, nu este făcută legea de dragul făcutului. În prima, hai să facem trimitere la Constituție. Ce spune Constituția? Foarte clar. Da, președintele Republicii Moldova poate demite procurorul, deci la cererea CSP-ului. Da, asta spune norma constituțională. Mai departe, acum deschidem legea specială, care legea procuraturii. Această normă nu este prevăzută. Și acum am o întrebare foarte directă pentru cei care au lucrat această asupra legii date. De ce, domnilor, nu ați luat această normă constituțională și nu ați prevăzut-o propriu-zis în lege? Nu ați prevăzut-o. Și eu vă spun de ce. Dar, Lilian, Constituția prevalează oricum. Da, dar, deci, noi, astăzi, deci CSP-ul nu are, deci când faci trimitere, băi, voi faceți sau nu faceți evaluarea procurorului general? Mă scuzați, în lege nu este scris. Și atât. Deci acum, în condițiile ceea ce am făcut noi, și eu iarăși încă o dată spun, eu nu înțeleg de unde atâta reticență la aceste modificări legislative, când de fapt această normă este prevăzută în Constituție. Da? Ceea ce am făcut noi, nu am făcut decât norma constituțională să se regăsească în lege, deci propriu zis, ca noi să putem avea această inițiativă de evaluare, deci a procurorului general. Încă cumva se creează că procurorul general este acea vacă sfântă de care nu se poate atinge nimeni. Mă scuzați, vă rog. În condițiile că noi îl avem pe Privet Slavic, dar se găsește nu știu unde și în ce nimeni nu știm în ce condiții i s-a dat azil politic în Marea Britanie, nu i s-a dat. Acum informațiile se verifică, probabilitatea că el acolo azil politic pentru împotriva Federației Ruse care l-a dat în
căutare internațională, iar Marea Britanie tot ce aude că este... Dar văd că este foarte activ pe rețelele sociale. Da, da, da. Adică dacă este o persoană cumva din Federația Rusă, este atentează asupra drepturile civice, atunci cumva îi se dă acest azil politic. Nu mai vorbim și de alții care au fugit repejor. Noi nu vedem nimic absolut astăzi. Acțiuni întreprinse de către Procuratura Generală despre mai multe dosare, da, pe care sunt. Deci eu vă spun, vă dau câteva dosare de rezonanță care stau, da, și care Procuratura Generală nu mișcă deget de deget, în care eu personal, deci am încercat să opresc de la pederi, de terenuri, da, precum a fost cu cariera Micăuț. Și acolo, cumva mai departe, acum, slava Domnului, cumva s-a oprit o perioadă și nu este problema și încearcă acum să spună lume, vezi, Doamne, că nu-mi permite că în cauza că nu vrea car. Nu, domnule, din cauza că tu nu vrei să-ți legalizezi afacerea, ai scos de acolo 683 de milioane de lei, plus încă 40 prejudicii de mediu, în total 700 și ceva de milioane de lei. Du-te, deci legalizează-ți afacerea, plătește impozit ca să poată satele cele care sunt în prejurime să-și construiască drumuri, apeduct, canalizare, să aibă infrastructură, iar din celelalte parte din bani care vor fi plătit impozit, să fie pensii, salarii și multe alte lucruri. Eu, deci, de asemenea, exemplu, eu pot să vă dau 10, da, care stau. De ce Procuratura Generală, care are 10 de dosare de rezonanță, noi nu vorbim de găinării de astea, că a prins pe unul, că la beții s-a tăiat sau a furat două găini sau nu știu ce, și să-ți facă 10 de ani de pușcărie, iar cel care a furat un miliard, deci a uzurpat puterea politică, deci a prăbușit tot sistemul de asigurări sociale, de asigurări, da, absolut, stau bine pe malul mării. Deci de ce noi trebuie să avem anumite mecanisme în care putem verifica activitatea Procuraturii Generale și dacă ea nu este satisfăcătoare, mă scuzați, ia-ți păpușările cordele, unță-mă, cucu și valea, fă locul pentru altcineva care să vină să facă ordine. Pentru că în caz contrar, deci noi, eu am impresie că special această normă nu s-a introdusă, deci, în lege, pentru a crea o siguranță pe timpul lui Plahotniuc, procurorilor, un fel de crâșă, că vezi, domnule, tu n-ai să fii, nu o să fii scuși, dar chiar noi o să plecăm. Și tu o să ne asiguri nouă mai departe acea securitate de care avem nevoie. Aceste modificări au caracter retroactiv? Deci, noi, și în primul rând, această evaluare nu o face Parlamentul, această evaluare nu o să o facă președinția, această evaluare mai departe o să o facă CSP-ul. Nimeni nu va tenta la independența acestei... Nu va atenta. De ce? Dar noi trebuie să avem un mecanism în care să evaluăm activitatea Procuraturii Generale. Da, timpul trece foarte repede, mai avem foarte puțin timp și aș vrea să trecem un pic și la alt subiect. Cum trebuie actuala guvernare? Am văzut o tatonare de teren prin vizita lui Dmitri Cozac la Chișinău. Cum trebuie să construiască actuala guvernare relația Chișinăului cu Moscova? Care trebuie să fie criteriile de bază? Unde putem, sau care sunt costurile unei relații cu Federația Rusă? Pornim de la următoarele. Interesele Federației Ruse de a controla fostul spațiu sovietic nu s-au schimbat. Deci Federația Rusă are în continuare un asemenea interes. Acum, problema pentru Federația Rusă este că în cazul Republicii Moldova, care se află peste Ucraina, ea este de interes pentru Federația Rusă, deoarece Republica Moldova poate să distragă o parte din forțele armate ucrainene în direcția Moldovei. De ce? Pentru că în regiunea transnistreană avem staționate trupe ruse. Respectiv, aceste trupe distrag o parte din forțele armate ucrainene pe direcția respectivă, le țin acolo. În partea cealaltă, în Donbas, ele nu pot participa. Deci slăbesc prezența militară ucraineană pe partea Donbasului. Un asemenea status quo, asemenea situație, așa cum este ea, este convenabilă Federației Ruse. Controlul asupra Republicii Moldova, din această perspectivă, continuă să fie în interesul Federației Ruse. De asemenea, Federația Rusă are posibilitatea, prin mijloace tehnice, dacă acestea sunt menținute, să efectueze un anumit interceptare tehnică a datelor până în România. Deci, unde se află trupele americane, unde se află trupele NATO, așa cum văd ei lucrurile.
Menținerea, din punct de vedere militar, pur militar, acestui conflict de pe teritoriul Republicii Moldova le permite un câștig strategic. Pe de altă parte, conflictul transnistrean în permanență este subiectul a tuturor alegerilor din Republica Moldova și a politicii din Republica Moldova. Deci, astfel, influențează asupra politicului din Republica Moldova. Acum, care este interesul Republicii Moldova în aceste circumstanțe? Interesul primordial al Republicii Moldova, interesul oricărei guvernări a Republicii Moldova ar trebui să fie nu atât concentrarea pe soluționarea conflictului transnistrian ca atare per se, ci pe bunăstarea populației. Este un proces care uneori se spune că ar putea atrage regiunea transnistriană la noi. Nu cred că se va întâmpla chiar în maniera asta. Cu atragerea este un subiect pe care putem să-l dezbatem altă dată. În momentul în care, în primul rând, trebuie să lucrăm pe reformele interne, trebuie să ne construim statul. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că soluționarea, relația cu Rusia va fi construită într-o manieră în care Rusia nu ne va încurca lucrul ăsta pe reformele noastre. Reformele noastre ar trebui să fie direcționate, în opinia mea, spre Uniunea Europeană, pentru că formula europeană este mai bună decât formula rusească. Cum neutralizez Federația Rusă? Trebuie cel puțin să discuți cu ei, și când vorbim cuvântul discuți, contează foarte mult. A discuta nu înseamnă ce da. Trebuie să, cel puțin să discuți cu ei ca să știi ce se întâmplă de partea cealaltă. Deseori noi aflăm în cadrul discuțiilor cu Federația Rusă multe lucruri foarte interesante, vorbesc din experiență, inclusiv din experiența negocierilor dinainte din Istanbul în 1999, în care am participat la negocieri la Istanbul. Din păcate nu am reușit să merg. Astfel, pentru noi este important să mergem pe formula europeană. Rușii înțeleg lucrul ăsta. În același timp, ei au vrut să tatoneze terenul, au trimis pe Kozak, au stabilit ceva prime contacte. Aceste contacte trebuie menținute. Eu nu am încredere în faptul că domnul Kozak ne vrea binele anume nouă. Țările deseori nu au, anumite țări în mod particular, deseori nu au prietenii, au interese. Federația Rusă cu siguranță este unul din aceste state. Deci, noi am văzut ce vrea domnul Kozak. El a venit cu memorandumul din 2003. Tocmai negociam problematica transnistriană. Astăzi ne spune că problema transnistriană e problema internă a Republicii Moldova. Asta înseamnă ceva. Asta înseamnă că Moscova nu recunoaște patronajul asupra problemei transnistriene. Discutați cu Tiraspol, nu discutați cu noi. Este o metodă de negociere. Vreți să discutăm problematica transnistriană? Din păcate nu putem, pentru că de fapt este o problemă internă a Republicii Moldova. Vorbiți cu Tiraspolul. Da, și asta trădează încă o dată faptul că Rusia nu este interesată în soluționarea conflictului transnistrian. Corect. Ei vor să mențină lucrurile așa cum sunt ele. Ei ne trimit la Tiraspol. Noi la Tiraspol nu avem ce căuta. Bun, avem ce căuta până la pentru că problema transnistriană, cum spunea Anatol Țăranu, există ca să nenorocească Republica Moldova. Deci, într-adevăr, din acest motiv este menținut acest lucru. Menținerea problemei transnistriene în Republica Moldova are drept scop menținerea Republicii Moldova în sfera de influență a Federației Rusă. Nu există dubii în privința asta. Acum, ce putem face noi pentru relația cu Federația Rusă, costurile anumitor relații cu Federația Rusă? Federația Rusă nu se așteaptă de la noi să fim exemplari, nu să mergem ca la poarta otomană în fața lor. Nu, ei nu se așteaptă lucrurile astea. Ei se așteaptă să avem un anumit nivel de verticalitate. Să fim respectuoși, dar în dezacord cu ei. În același timp, chiar dacă suntem în dezacord, să discutăm cu ei. Iată ce așteaptă Federația Rusă. Deci, e ok să discutăm cu ei. E ok că, de fapt, Kozak a venit în Republica Moldova. Chiar e bine că a venit până la urmă el, decât să mergem noi la ei, că am fi trimis un semnal greșit. Unde te duci? Prima vizită la noi, știți cum oamenii se uită la care este prima exact. Vizită externă. Mergem, în opinia mea, trebuie să fie la Bruxelles, dar, evident, și țările vecine. Așa cum am menționat, astea sunt câteva priorități noastre. Ucraina și România. Ucraina, România, Bruxelles, astea sunt prioritățile noastre de dezvoltare, partenerii noștri importanți, dar nu trebuie să dăm la o parte Federația Rusă. Mulțumim domnului Kozak că a venit el la noi și ne-a scutit de o vizită încolo. Însă menținerea acestui dialog, acestei relații cu Rusia este importantă. Cel puțin din perspectiva faptului că trebuie să-i ascultăm ce vor ei și să aflăm
mai multe detalii, uneori ei le spun și sunt, aceste informații sunt utile pentru noi ca să știm ce, cum să ne pregătim noi de partea noastră. Da, domnule Karp, există anumite limite în construirea unei noi relații cu Federația Rusă, limite pe care nu le va depăși actuala guvernare și nu pot fi depășite reieșind din interesul național al Republicii Moldova? Nu poate fi depășită limita în ce privește integritatea teritorială. Deci noi, asta este prioritatea numărul unu pe care îl avem. Această vizită pe care a avut-o, deci Cozac la Chișinău, este una de tatonare în ce privește relațiile internaționale. Totodată, Rusia și-a dorit să vadă ce, cel puțin așa s-a creat impresia, ce ne dorim noi sau ce vom face noi pentru, pentru viitor, da? Și care sunt intențiile, fiindcă guvernarea anterioară, deci prima vizită a făcut-o la Moscova, a doua vizită la Moscova, a treia vizită la Moscova, tot la Moscova și ultima tot la Moscova. Deci, practic, a fost mai mult o... avea impresia... rezultat zero. Da, avea impresia într-un timp că este o gubernie, deci un fel de Königsberg, deci SSR-ului, da, URSS-ului, da, într-o parte, ea ca Moldova, și cumva se ducea la raport în fiecare lume ca un satrap. Deci, au fost câteva probleme discutate, în ce privește cu exportul, fiindcă suntem în apropiere de toamnă și multe fructe vor fi strânse, iar încă noi nu avem destule frigidere. O parte din ele sunt vândute direct din câmp. Piața de zi, eu mă refer la mere și alte, deci, alte fructe. Iar piața rusească este o piață în care încă noi avem o cotă destul de mare în ceea ce privește de export. 10-11%. Da, bun. Sau este cam așa. Cam așa. Sub 10%. Da, cam așa, dar oricum este încă o piață în care, deși ea trebuie, nu este de ignorat în deci, da. Plus avem aproximativ 32.000 de cetățeni care la expirat termenul de ședere, deci care este acolo și iar soarta acestora trebuie discutată, da, prin care, precum și alte probleme de acest gen, cum spunem, de cotidiene, care trebuie discutată. Dar totodată, pe de o parte, în discuții așa și cu relațiile sau cu problema transnistreană, e dat de înțeles că este o problemă înghețată încă și totul va depinde de noi cum vom reuși reformele interne, ce ne facem în Republica Moldova. Dacă vom fi reforme corecte, care vor da un imbolt spre dezvoltare, eu sunt convins că vom putea avea o altă discuție cu Tiraspol. Da, 30 de secunde. Un lucru important, Federația Rusă la un moment dat ar putea să fie interesată să trimită un semnal că suntem gata să discutăm soluționarea conflictului transnistrian. Problema sunt termenii, să nu fie repetat memorandumul Cozac într-o altă formulă. Deci aici trebuie să fim foarte atenți, asemenea pericole există. Maxima atenție la subiectul respectiv. Da, lupul păruși schimbă, dar n-arabu ba. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu uitați, mâine, începând cu ora 9 dimineața, TVR Moldova va transmite în direct festivitățile prilejuite de cei 30 de ani de independență a Republicii Moldova. Începând cu ora 9 dimineața, fiți alături de TVR Moldova. O seară frumoasă în continuare!